Bună ziua! Nu știu dacă mă vedeți, sper să mă auziți. Îmi face plăcere să fiu astăzi alături de dumneavoastră și mulțumesc foarte mult domnului profesor Tinică pentru această oportunitate. Mă gândeam mai înainte că hipertensiunea pulmonară este ca un copil cu două moașe, cardiologul și pneumologul. Iar noi împreună trebuie să ajutăm să se nască un pacient care să aibă o speranță de viață. Să avem grijă și noi, pneumologii și cardiologii, să punem un diagnostic precoce și să încadrăm pacientul într-un stadiu funcțional corect, să-i administrăm medicația așa cum putem, cu posibilitățile noastre din acest moment, să indicăm un tratament intervențional la nevoie și, în final, să mai acordăm o șansă acestui pacient care, a priori, apare stigmatizat de acest diagnostic. Voi încerca să vă prezint în prima parte actualitățile din tratamentul hipertensiunii pulmonare ca elemente medicamentoase și, în final, Programul Național de Hipertensiune Pulmonară, care a fost inițiat și este condus de domnul profesor Miron Bogdan de la Institutul Marius Nasta din București. Așa cum am văzut anterior, hipertensiunea pulmonară este o afecțiune rară și severă care, în absența tratamentului, ajunge inexorabil la deces, cu o durată de supraviețuire medie de 2,8 ani din momentul diagnosticului. Pentru ameliorarea prognosticului s-au realizat numeroase cercetări care au avut drept scop cunoașterea mai bună a mecanismelor fiziopatologice care intervin în această afecțiune și îmbunătățirea metodelor de diagnostic pentru a completa tratamentele convenționale cu viză simptomatică cu noile terapii țintite care acționează asupra proliferării vasculare pulmonare. Dacă aș avea un pointer? Aici, da? Da, și pe asta. Așa, perfect. În ceea ce privește comparația între tratamentele convenționale, până în epoca descoperirii tratamentelor țintite și tratamentele specifice, o meta-analiză a studiilor din literatură a arătat o netă superioritate a tratamentelor specifice cu scăderea până la 43% a mortalității și reducerea cu 61% a spitalizărilor, ceea ce este un rezultat impresionant. Strategia terapeutică a hipertensiunii arteriale pulmonare cuprinde așadar mai multe etape. Prima etapă, tratamentul medical, cuprinde măsuri generale, tratament convențional alcătuit la rândul lui din oxigenoterapie, digoxin, diuretice, anticoagulante, apoi etapa de tratament non-convențional care, așa cum spunea colega Flavia, a reprezentat o revoluție în tratamentul acestei afecțiuni, reprezentată în special de prostaciclinele sintetice și inhibitorii fosfodiesterazei 5, iar apoi tratamentul intervențional în stadiile avansate și tratamentul chirurgical, despre care se va vorbi în prezentările următoare. Măsurile generale, prima etapă, ce trebuie să limităm, ce trebuie să interzicem pacientului cu hipertensiune pulmonară. Efortul fizic trebuie limitat, regimul hiposodat trebuie indicat dacă există decompensare cardiacă, interzise sunt anorexigenele și sau amfetaminele, fumatul este clar, trebuie interzis, sarcina este contraindicată, infecțiile trebuie profilactizate prin vaccinare sau tratate cât mai prompt, călătoriile la altitudine peste 800 de metri sau cu aeronave nepresurizate trebuie evitate,
Nivelul hemoglobinei trebuie optim controlat și, nu în ultimul rând, trebuie să asigurăm pacientului consiliere psihologică pentru a depăși momentele dificile determinate de boala sa. Tratamentul convențional cu viză simptomatică, cel clasic, este reprezentat de anticoagulare, care trebuie recomandată sistematic atunci când nu există contraindicații și când pacientul se încadrează în clasele funcționale bine stabilite. Tot în aprecierea anticoagulării s-au realizat studii și meta-analize care au demonstrat că anticoagularea ameliorează supraviețuirea, scade presiunea în artera pulmonară și ameliorează calitatea vieții. În același cadru al tratamentului convențional, diureticele reduc supraîncărcarea ventriculului drept, sunt utile mai ales în cazurile cu retenție hidrosalină și insuficiență cardiacă dreaptă, trebuie utilizate cu prudență pentru a nu produce hipovolemie care scade debitul cardiac. Furosemidul este utilizat în doze mici și apoi pot fi crescute, iar spironolactona se poate asocia tot în doză inițială mică, care se poate crește treptat la nevoie. Oxigenoterapia trebuie prescrisă atunci când presiunea arterială a oxigenului scade sub 60 de milimetri de mercur, are un obiectiv simptomatic, ameliorează dispnea și calitatea vieții, iar terapia cu oxigen după efort este benefică. În schimb, nu există suficiente studii privind efectul oxigenoterapiei pe termen lung la pacienții cu hipertensiune arterială pulmonară. Și în sfârșit, digoxinul poate fi luat și el în considerare la pacienții cu hipertensiune atunci când aceștia dezvoltă tahiaritmii supraventriculare pentru a se reduce alura ventriculară. Dar noile cercetări în ultimii ani au dus la cunoașterea mai bună și mai profundă a mecanismelor fiziopatologice ale hipertensiunii arteriale pulmonare, ceea ce a dus la tratamente specifice țintite care vizează exact anumite mecanisme fiziopatologice. De asta și rezultatele sunt net superioare tratamentului convențional. În cadrul tratamentului specific s-a început cu inhibitorii de calciu, cei mai frecvent utilizați fiind nifedipina, diltiazemul și mai puțin amlodipina. Alegerea moleculei se bazează pe ritmul cardiac inițial, atunci când este bradicardic se folosesc aceste produse, când este tahicardic se folosește diltiazemul. Dozele și ele le avem aici. Se începe inițial cu o doză mică și se crește la nevoie, dar, așa cum se menționa și în prezentarea anterioară, o mică proporție, sub 10% din pacienți, răspund la inhibitorii canalelor de calciu. Și atunci trebuie găsit altceva. Acest altceva este reprezentat de aceste noi produse care sunt adaptate mecanismelor fiziopatologice care includ disfuncția endotelială pulmonară, aceasta determinând scăderea producției de agenți vasodilatatori, precum monoxidul de azot și prostaciclina, ca și supraexprimarea factorilor vasoconstrictori, cum sunt tromboxanul A2 și endotelina 1. Astfel încât abordările curente în tratamentul hipertensiunii pulmonare țintesc una din aceste trei căi, calea endotelinei, prin blocanții receptorilor endotelinici, bosentanul și ambrisentanul, calea prostaciclinei, prin iloprost, treprostinil, epoprosterenol și beraprost, și calea monoxidului de azot, prin inhibitorii de fosfodiesterază 5, mai cunoscut fiind sildenafilul, dar mai sunt și tadalafilul și vardenafilul. Să știți că nici noi nu le utilizăm foarte frecvent, numai la pacienții care sunt puțini,
încadrați în Programul Național de Hipertensiune Pulmonară și aceia sunt destul de strict analizați și încadrați. Iată mecanismele fiziopatologice de care spuneam și cele trei căi. Din prima cale, cea a endotelinei, tratamentul se realizează cu blocanții receptorilor endotelinici, dintre care bosentanul și ambrisentanul. Bosentanul este un preparat administrat pe cale orală, este contraindicat în insuficiența hepatică moderată spre severă, pentru că duce la creșterea transaminazelor ca efect secundar și este astfel contraindicat la pacienții cu probleme hepatice. Bosentanul, care se numește și Tracler, s-a demonstrat în studii randomizate că este eficient clinic și hemodinamic la pacienții cu hipertensiune pulmonară de clasă funcțională 3 și 4 NIHA. Un alt preparat din aceeași categorie, sitaxentanul, iată un studiu de 12 săptămâni cu acest preparat, care a îmbunătățit semnificativ testul de mers la 6 minute și hemodinamica la pacienții cu hipertensiune din clasa funcțională 2, 3 și 4 NIHA. Dozele recomandate la adulți sunt 100 de miligrame pe zi în tratament de lungă durată dacă nu există hepatotoxicitate. Al treilea reprezentant al acestei clase este ambrisentanul. Iată un studiu de 12 săptămâni, doză orb, cu diferite doze, la care pacienții au prezentat în toate cazurile o ameliorare comparativ cu valoarea inițială la testul de mers de 6 minute, ameliorare în clasa funcțională, în scorul de dispnee Borg și în hemodinamica pulmonară. Trecem la o altă clasă, alt mecanism fiziopatologic, calea prostaciclinei, ca reprezentant, prim reprezentant al clasei, epoprostenolul, a fost primul medicament înregistrat pentru tratamentul hipertensiunii pulmonare în 1995, are efect asupra remodelării vasculare și ameliorează toleranța la efort, dar, vedeți, se administrează intravenos continuu prin intermediul unei pompe conectate la un cateter plasat în vena subclaviculară, ceea ce reprezintă o constrângere pentru pacient și un risc. Doza inițială poate fi crescută sub supraveghere în spital, vă dați seama că tratamentul se inițiază în spital, și adaptat în funcție de răspunsul clinic și hemodinamic, precum și de toleranță. Epoprostenolul are beneficii evidente în hipertensiunea pulmonară și dispnea de grad 3 și 4 NIHA, dar nu există date suficiente despre tratamentul pe termen lung. Supraviețuirea la un an, 2, 3 și 5 ani, comparativ cu un grup de control, a fost net superioară la grupul tratat cu epoprostenol. Deci 85% la un an, comparativ cu 58% la grupul de control. Pentru a simplifica tratamentul cu analogia ai prostaciclinei, care am văzut că este injectabil și numai în spital, s-au făcut cercetări pentru a descoperi alți analogi ai prostaciclinei care să poată fi administrați pe alte căi și așa au apărut iloprost cu administrare inhalatorie, remodulinul administrat subcutanat și beraprost cu administrare orală. Preparatul iloprost este un analog de prostaciclină cu administrare inhalatorie, sub forma unor particule de 0,5 până la 3 microni. Inițierea tratamentului se face de asemenea în spital. Este aprobat pentru tratamentul hipertensiunii pulmonare idiopatice, clasa funcțională NIHA 3, are ca dezavantaj o durată scurtă de acțiune, fiind necesare 6 până la 12 inhalații pe zi, este și un produs foarte scump, vă dați seama că se ajunge la o anumită limitare și datorită cheltuielilor.
Rezultatele pe termen lung ale iloprost în monoterapie sunt însă contradictorii. Remodulinul este un analog al prostaciclinei administrat subcutanat, are un timp de înjumătățire ceva mai lung și este aprobat pentru utilizarea în tratamentul hipertensiunii de clasele 2, 3 și 4. Beraprost, primul analog de prostaciclină sub formă orală, are un timp de înjumătățire de 35 până la 40 de minute și este autorizat în tratamentul hipertensiunii pulmonare deocamdată în Japonia. În sfârșit, ultima cale a oxidului nitric, combătută prin intermediul inhibitorilor de fosfodiesterază 5, cel mai cunoscut produs este sildenafilul, comercializat sub numele de Viagra, în altă viață, în altă problemă, are un efect vazodilatator pulmonar demonstrat în cursul testelor de vazodilatație, în hipertensiunea primitivă sau secundară unei fibroze pulmonare. Numeroase studii au raportat eficacitatea acestui tratament în hipertensiunea pulmonară, are avantajul administrării orale și toleranță bună. Doza aprobată de FDA este 20 de miligrame în 3 prize pe zi, iar din aceeași clasă produsul tadalafil este în curs de evaluare în studii clinice. Atunci când unul singur din aceste medicamente nu dă un răspuns scontat și pacientul nu obține un beneficiu terapeutic suficient, se poate apela la terapia combinată, care se recomandă pacienților care nu răspund corespunzător la monoterapie, astfel încât se pot da două preparate din clase diferite asociate. Iată câteva studii clinice care au evaluat beneficiile terapiei combinate. Se pare că, așa cum se vede, sunt numeroase studii care investighează asocierea între aceste terapii țintite și se pare că beneficiul este superior monoterapiei. Ajungând către final, revedem algoritmul de tratament bazat pe dovezi al hipertensiunii arteriale pulmonare cu măsurile generale, cu tratamentul convențional, cu tratamentul țintit și, în final, atunci când nimic nu funcționează, transplantul pulmonar. Asupra transplantului nu voi insista, se va reveni în prezentările următoare. Și aș vrea să vă spun două cuvinte acum despre Programul Național de tratament al hipertensiunii pulmonare în România, modalitatea în care încercăm să ajutăm cu terapii țintite pacienții cei mai severi. Este funcțional din 2008, inițiator și coordonator național este domnul profesor Miron Bogdan de la Institutul Marius Nasta din București. În România există 4 centre regionale pentru adulți, București, Iași, Cluj, Timișoara, cu domnii profesori care se ocupă de coordonarea acestor programe la nivel regional, și 2 centre regionale pentru copii, în București și în Târgu Mureș. Pentru a lua legătura cu coordonatorii de program, cred că există pe internet toate datele legate de datele de contact. Medicamentele care pot fi prescrise prin program sunt sildenafilul, bosentanul și biterapia combinată, sildenafil plus bosentan. Condițiile de prescriere sunt reprezentate de încadrarea pacienților în formele aprobate de tratament pentru hipertensiune pulmonară din clasele funcționale 2, 3 și 4. Pentru clasele 2 și 3 se aprobă monoterapia, iar pentru clasa a patra, terapia combinată.
Am menționat aici faptul că există un număr limitat de locuri în funcție de bugetul Ministerului Sănătății, încât de la un an la altul pot interveni modificări. Să zicem că sunt între 150-180 de pacienți, nu mai mult, pe toată țara. Prescripția de bosentan și sildenafil poate fi făcută numai de coordonatorii din centrele de referință desemnate de Ministerul Sănătății în cadrul programului național. Deci noi, ca pneumologi, nu putem prescrie acest tratament pur și simplu pe o rețetă compensată, pentru că trebuie întâi investigați, încadrați și referiți acestor centre și în mod special coordonatorilor de program. În ce situații se aprobă acest tratament și încadrarea în program? În aceste situații, în hipertensiunea idiopatică, în cea din colagenoze, în cea asociată cu malformații cardiace cu șunt sau cu fenomen Eisenmenger, sau în hipertensiunea persistentă după corecția chirurgicală a malformației și în hipertensiunea de cauză tromboembolică, fără posibilitate de rezolvare chirurgicală, sau în cea persistentă după intervenție chirurgicală. Explorările obligatorii le aveți aici, unele dintre ele sunt banale, dar sunt necesar și factorul antinuclear, factorul reumatoid, serologia pentru hepatite B și C și serologia HIV. Dintre explorările obligatorii intră și cateterismul cardiac drept și tomografia computerizată de înaltă rezoluție cu substanțe de contrast. Și acestea sunt investigații care nu sunt accesibile chiar oricui și de aceea trebuie adresați pacienții în centrele de referință. Registrul român de hipertensiune pulmonară este mai larg decât programul național, este o inventariere a tuturor pacienților din toate formele de hipertensiune pulmonară, din care se vor selecta cei eligibili pentru a fi incluși în programul național. Vă mulțumesc!